De la 1 aprilie, prețul la gazele naturale pentru consumatorii casnici va crește cu 2% și cu 5% la consumatorii industriali din piața reglementată, a declarat Nicolae Havrileț, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, transmite Mediafax. Consumatorii industriali din piața reglementată reprezintă 15%. Havrileț a mai adăugat că nu se are în vedere o creștere a prețului și la energia electrică. Deutsche Bank va inaugura în București până la finele lunii iunie un centru global de tehnologie unde va crea aplicații software pentru banca germană și care va avea 100 de angajați până la jumătatea acestui an și 500 până în 2016, informează Mediafax. Centrul IT se va numi DB Global Technology și va fi condus de Marian Popa, specialist în industria IT&C. Deutsche Bank este prezentă pe piața din România din anul 1998 și furnizează produse și soluții personalizate pentru clienții băncii corporative și ai băncii de investiții, servicii de tranzacții bancare pentru clienți corporativi și instituționali, precum și servicii de private banking pentru clienții persoane fizice. Compania American Superconductor va deschide o fabrică în Timișoara unde va muta o parte a producției de componente pentru turbine eoliene de la operațiunile pe care le are în China, partea unui plan mai amplu de restructurare și reducere de costuri, transmite Mediafax. Planul prevede transferul capacității de producție de sisteme electronice de control pentru clienții din afara Chinei de la fabrica companiei din Suzhou, China, la o nouă facilitate de producție în Timișoara, România. Se arată într-un document transmis de American Superconductor bursei americane. Fabrica din România ar trebui să devină operațională pe parcursul anului fiscal 2014, care începe în aprilie. Ca urmare a acestor măsuri, American Superconductor se așteaptă să înregistreze economii de costuri de 3 milioane de dolari anual, începând din trimestrul al patrulea al următorului an fiscal. Comisia Europeană a amendat cu sume totale de peste 950 de milioane de euro 5 companii care timp de 7 ani au format un cartel în industria producătoare de rulmenți auto, menținând artificial prețurile la niveluri ridicate. Germanii de la Schaeffler vor plăti 370 de milioane de euro, suedezii de la SKF 315 milioane de euro, NTN din Japonia a fost amendată cu 201 milioane de euro, japonezii NSK vor plăti 62 de milioane de euro, iar NFC tot din Japonia a fost amendată cu 4 milioane de euro. Compania japoneză Detect Corp, care a dezvăluit existența cartelului, a fost iertată de amenda de 86 de milioane de euro. Piața rulmenților auto se ridică la 2 miliarde de euro pe an la nivelul Uniunii Europene. Mai multe informații găsiți pe site-ul b1.ro la secțiunea Economic.